Și sincer să fiu, când m-a invitat Iulie să vorbesc astăzi, scuze, să vă vorbesc astăzi, okay. Am stat și m-am gândit, măi, dar ce să le spun fetelor astea, eu cum știu deja ce vreau eu să transmit dar de beneficiile psihologice ale copilului. Dar primind informații că totuși întâlnirea de astăzi nu va fi numai întrebă, ci va fi transmisă și mai departe și se va auzi pe mai multe voi. Am zis să iau așa de la A la Z, chiar dacă lucrurile pe care o să le transmit voi o să se pară cunoscute, nu strică să le mai punctăm o dată. Și la sfârșit, dacă mai sunt întrebări din partea persoanelor care nu sunt atât de familiarizate cu acest concept, sunt la dispoziția mea să le răspund. Pe ce mă principiu? E gravid, dar scuză. O idee foarte importantă care este discutată și care cred că v-ați confruntat și voi destul de mult în plimbările pe care le-ați făcut cu bebelușii purtați. Nu se răsfață, doamnele, că sunt așa purtați? Ce credeți? Se învață. De ce? De ce nu se răsfață? Nu se răsfață. Nu știu ce e asta, nu știu cum e dat. Ideea este în felul următor. 9 luni de zile, bebelușul a crescut la fiecare bebelușă împotrivă. Am simțit căldura voastră, am simțit bătăile inimii, am simțit vocea voastră în tot acest timp. La așa, vă rășteptă ce vizionare la așa. Încă de la început. Și este foarte cam ciudat pentru bebeluș să fie dintr-o dată departe de mamă, după ce s-a născut. Este absolut firesc pentru el să caute exact acele repere care i-au oferit lui siguranță și l-au calmat atât de mult de 9 luni de zi. Vă dați seama? Mai mult de... Nu, sunt 3 pătrini dintr-un an, un om. De aceea, este absolut surprinzător cum, imediat după naștere, când mama se întoarce cu bebelușul la casă din maternitate, observă că, ținând în contact piele cu piele de cu ea, bebelușul se liniștește automat, se calmează foarte repede. Nu, și de multe ori se strecoară în minte ideea asta că poate că se va învăța așa. Poate că se va învăța așa să doar un brad și să facă un proșesc să nu este tot mai bine pentru el. Însă el se calmează în momentele respective pentru că el exact de lucrurile acelea are nevoie. Are nevoie să facă bătăile din mamei, are nevoie să simtă căldura corpului mamei, are nevoie să audă vocea ei aproape de urechea lui și lucrurile astea îi fac să nu mai plângă dintr-o dată. În primele 3 luni de zile din viața lui bebeluș, lucrurile acestea sunt de bază pentru dezvoltarea noastră emoțională. Atâta timp cât sunt îndeplinite aceste nevoi, ne putem asigura că mai departe nu este va crea o bază sigură pentru dezvoltarea personalității lui. Și se continuă. Nu se opresc la cele 3 luni de zile, se continuă până când bebelușii sau copiii deja încep să meargă pe picioarele lor, să transporce singuri și până când ei singuri nu vor mai cere să fie apărați. Dar asta va fi momentul în care nevoile lor de bază le vor fi împlinite de către voi ca și părinți, ca și mamă, ca și tați. Nu știu dacă sunteți familiarizați cu practica aceea Kangaroo Mother Care. Este o practică folosită în străinătate pentru salvarea bebelușilor prematuri și pentru ajutarea lor să recupereze în greutate și să câștige la achiziții cât mai repede.
Mai Așadar, ca să fac așa niște concluzii la aceste idei ale beneficiilor oferite de bebelușul din punct de vedere psihologic, în momentul în care un bebeluș este purtat, acestuia se răspunde nevoilor lui de bază, emoționale. Și este exact ceea ce trebuie din punct de vedere emoțional pentru ca bebelușul să aibă un start bun pentru dezvoltarea unei personalități armonioase și încrezătoare și nu numai în ceea ce privește încrederea lui în el însuși, ci și în părinții lui și în lumea din jur. Atâta timp cât el poate să găsească reperele foarte repede în mama lui, poate să răspundă stimulărilor din exterior foarte ușor, cuibărindu-se în mama lui atunci când aceasta este aproape și refuzând sau acceptând în funcție de preferințele și de putința lui, atunci acesta l-a ajutat pe el să crească frumos și sănătos. Ok. Aș vrea să știu dacă sunt întrebări vis-a-vis de sau alte preocupări legate de aceste aspecte pe care le-am folosit până acum. Nu sunt. Ok. Păi mulțumesc atunci pentru atenția voastră și dau cuvântul. Stai, cum vorbesc cu ceva, să zic, de o pauză, 10 minute. Ok, facem o pauză de 10 minute.